O discotecă în stilul anilor 80 s-a organizat sâmbătă la Casa de Cultură a Tineretului George Enescu. Organizatorii au fost un grup de nostalgici din oraș care i-au invitat pe regineni la dans, pe ritmurile melodiilor cântate de formațiile aflate în vogă la acea vreme. Putem spune celor care frecventează acum discoteca faptul că acei ani au fost totuși frumoși? Da, au fost foarte frumoși. Acum, știi cum e, fiecare cu generația lui. Ne-a rămas ideile de atunci și muzica ne-a rămas în suflet. Muzica anilor 80, o muzică foarte frumoasă. Mi-a plăcut totdeauna muzica de bună calitate și nu am cuvinte ca să spun. Mie, efectiv, muzica anilor 80 îmi place toată. Petrecerea a început la ora 20, iar data de 5 mai a fost aleasă special pentru a marca ziua bărbatului. Însă, spre surprinderea organizatorilor, cei mai mulți participanți au fost tineri, care au dansat energic pe ritmurile muzicii disco. Ce v-a adus aici? Bineînțeles că amintirile. Am umblat foarte mult la această discotecă. Cum îți place muzica anilor 80? Muzica este superbă, la fel ca toate genurile muzicale și noi suntem aici pentru că iubim muzica. Ce părere ai despre muzica anilor 80? Îmi place, de aceea sunt aici, că am aflat că se dă muzică veche și am venit să vă cum e. Îți imaginezi cum arăta discoteca în urmă cu 25 de ani? Nu mi-închipui, dar îmi dau seama că e ceva de genul ăsta. Bună seara, ce v-a adus aici, în această seară? Muzica și anii 80, retrăirea anilor disco 80. E muzica anilor 80? Foarte faină. La ce te-ai așteptat când ai venit aici? Mă așteptam la distracție și muzică bună și am primit-o. Am venit în speranța că voi întâlni mai mulți de vârsta mea, ținând cont că este muzica promisă din anii 70-80. Îmi pare rău să constat că sunt foarte, foarte puțini de vârsta mea. Din contră, tinerii încep să aprecieze mai mult din ce în ce mai mult muzica anilor 80. Cum a fost muzica anilor 80? Pentru mine nu prea interesantă. Manifestarea a fost apreciată, iar inițiatorii se gândesc să o reia periodic, astfel că reginenii care se plâng că nu au unde să își petreacă serile din weekend vor avea de acum o nouă posibilitate, mai ales cei care sunt și acum fanii muzicii anilor 80.